Centrul Canin din subordinea primăriei municipiului Târgu Jiu a primit ieri 2 tone de hrană pentru cei aproximativ 400 de câini care sunt adăpostiți în padoc. Hrana a fost donată de o asociație străină care a asigurat astfel masa patrupedelor pentru cel puțin 2 săptămâni. La centrul canin, aflat în subordinea primăriei Târgu Jiu, sunt aproximativ 400 de câini preluați de pe raza orașului. Aceștia sunt găzduiți pentru o perioadă de 2 săptămâni, iar dacă nu sunt revendicați de proprietari, atunci sunt supuși intervenției de sterilizare. Pentru a veni în ajutorul centrului, 2 asociații de protecție a animalelor au început o colaborare strânsă cu acesta, iar ieri au donat 2 tone de hrană. Ieri, de exemplu, a fost donată o cantitate de 200 de saci, ori 10 kg, aproape 2000 de kilograme. Conform standardelor, un câine trebuie să mănânce zilnic aproape 400 de grame de hrană, mâncarea primită de la asociațiile străine fiind suficientă pentru următoarele săptămâni.